Acum vedem imaginile cu președintele Klaus Iohannis. În acest moment el participă la summitul Consiliului European. Șeful statului a mers și de această dată cu avionul privat. Ce vedeți? Acum sunt imaginile filmate pentru poza de grup pe care o fac liderii Uniunii Europene cu șefii de stat sau de guvern prezenți la acest summit european, Consiliul European. Îl vedem pe Volodymyr Zelensky. El a stat lângă președintele Klaus Iohannis. În partea cealaltă era președintele Lituaniei. Îl vedem acum, Volodymyr Zelensky, lângă președintele Klaus Iohannis. Ați văzut acolo și cancelarul german Olaf Scholz și Nehammer, cancelarul austriac, pentru că la această ședință se discută din nou despre aderarea noastră la Schengen. Îl vedeți acum și pe Victor Orban, Emmanuel Macron. Din nou, șansele noastre sunt mici pentru că Austria nu și-a schimbat poziția. În continuare, resping austriecii intrarea noastră în Schengen pe motiv al migrației ilegale, deși noi avem toate datele, toate argumentele și negru pe alb că migrația a fost în scădere și nu pe la noi intră migranții. Acum însă, spuneam, președintele participă la această ședință, n-a făcut declarații de presă, în schimb a mers acolo tot cu avionul de lux și spun cei de la Boarding Pass că a plecat cu acest avion, a decolat de la Sibiu. De la Sibiu, deși a plecat ieri, miercuri, mijlocul săptămânii, zi de lucru, n-a plecat din capitală de unde ar fi trebuit să fie la Palatul Cotroceni, ci tot de la Sibiu, tot cu această navă, căreia nu știm costurile clare, pentru că administrația prezidențială refuză în continuare să transparentizeze cheltuielile. Și vedem și lecția de modestie pe care a dat-o premierul din Singapore, cel care a mers cu un avion de linie, cu un avion low cost și a fost aplaudat premierul. Să vedem imaginile. Oh my God.